Oameni frumoși, haideți să vă arăt cum faceți focaccia cu usturoi confiat. Într-un bol am pus 500 de grame de făină, am adăugat 250 ml de apă caldă, 2 lingurițe de sare. Vom pune și 7 grame de drojdie diluată în puțină apă călduță, 50 de ml de ulei de măsline, lucrăm puțin aluatul. După ce aluatul nostru este gata, cam așa va arăta, îl vom lăsa la frigider timp de 24 de ore. Îl acoperim cu folie sau pur și simplu puteți să-l puneți într-o caserolă mai mare, fiecare în ce aveți. După 24 de ore, cam așa va arăta, într-o tavă am pus puțin ulei de măsline, am adăugat aluatul nostru. După cum vedeți, este foarte elastic. O vom întinde bine în tavă, acoperim și lăsăm la temperatura camerei cam 3 ore. În aceste 3 ore ea va mai crește. Deasupra am pus ulei de măsline, după cum vedeți a fost din acel usturoi confiat. Cu mâinile vom presa pe toată suprafața până jos. Preîncălzim cuptorul la 200 de grade, deasupra am pus puțină sare. Se mai pune rozmarin, roșii, ce vă place. Am lăsat totul la cuptor la 200 de grade, timp de 15-20 de minute, trebuie să verificați. Vom face și niște usturoi confiat. Avem nevoie de 3 căpățâni de usturoi. Le-am pus într-un bol peste care am adăugat apă fierbinte. Așa este mult mai ușor să le curățăm. După ce am curățat usturoiul, l-am pus într-o tavă. Peste usturoi am adăugat 350 ml de ulei de măsline, am pus rozmarin, busuioc, ardei iute, bineînțeles este opțional. Am lăsat totul la cuptor la 180 de grade, timp de 35-40 de minute, trebuie să verificați. Cam așa arată focaccia noastră când este gata, este foarte gustoasă, chiar trebuie să încercați și voi. Dacă v-a plăcut rețeta, vă invit să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Aș vrea să știu ce părere aveți despre această rețetă. Usturoiul nostru confiat așa arată. Aceasta este textura de care avem nevoie. Este foarte bun. Se poate pune pe focaccia sau pe orice felie de pâine. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să distribuiți postarea cu prietenii dumneavoastră.